stârpesc degeaba la dragii ăștia, bă? Păi normal, că la cum se îngrașă o să-i crape la loc până de seară. Nu fie vie, pe dacă nu la asta mă refeream. E materialul roșu, că sunt vechi. Păi și normal că por pantalon vechi, mămică. Că mă ține mărlanul numai pe firmituri. Și dacă porcul ăla e îngălat, tu nu ești în stare să pui mâna pe o mătră și pe un făraș și adun firmiturile? Ce, scade rangul? Mămică, pe firmituri, adică era o metaforă. Vreau să spun că nu-mi dă bani. Îmi dă puțin spre deloc. Așa e, făi, nu-i dă bani? Că nu-i dă lui, n-ar fi o problemă. Dar tragedia e că nu mai îmi dă nici mie. Zice că n-are, că i-a tăiat putii toate finanțele. Măgaru! Să vezi ce-i fac eu dacă nu dă drumul la bani. Știi unde e putii? Ma ta l-ai răpit! Păi tu te-ai tâmpit de tot? De unde să-l răpesc? De la... De unde se ascundea? L-ai găsit și... Da, și după ce l-am găsit, l-am ascuns... Ce m-am învârtoșat? Păi, dar praf ești! Dacă-l găseam, pentru ce mama naibii să-l ascund? Aveam vreun motiv, îl aduceam acile, în căminul conjugal, că suntem soț și soție, luați cu acte, nu suntem concubini, ca altele. Păi și atunci cum îl făceai să dea drumul la bani? Dar nu despre scalțone este vorba, ci despre mărlanul de mărlanul, că el ține bani, el nu-i dă drumul, că iară, știră pe lui, să vii să-i fac. Deci știam eu, nemernicu, vin și acum, tale. Nu vin nicăși! Că n-am nevoie de niciun ajutor. Știu, mămică, cât de descuși, dar vreau să văd și o linșajul. Dacă am spus că nu vii, nu vii. Așa rămâne. Că dacă nu merge treaba cu linșajul, s-ar putea să fiu nevoită să apelez la alte metode de convingere. E valabil și pentru tine. Și eu mă duc la birou, bre, ce ai? Și poți să faci ce vrei cu purcelușul, că nu intru în cocina lui. Dar ziceam că dacă tot mergem în același loc, să ne cuplăm la taxi, e și mai ieftin. Dar ce, tu ai bani de taxi? N-ai zis din aur că nu-ți dă ăla? Am și eu din economia anterioare. O finanțează din bej, macaronaru. Bine că știu. Hai, iau înainte. Nu mă e. Am pupăză doar pentru câteva zile, că după ce câștigi meciul ăsta, promovez și ce permea să întoarcă la stadion, mă, o să avem încasări fabuloase. Chitră. Nu-ți vine ția rândul. Lasă, lasă. Ce cași făi acelea? N-ai zis că ai treabă la tine la birou? Păi mă duc, bre, dar stai să-mi iau niște acte. Succes la negocieri. Yes. Ce negocieri? De ce nu dai lefurile oamenilor, satrapule? Că ai bani. Dar de unde ai aflat? Aia nu sunt banii pentru lefuri, sunt banii pentru meci, pentru mâine. A, de ce ai bani? S-a dat scalțone, a? Care scalțone? A, scalțone. De unde, bre, că de când a dispărut, n-am mai văzut un leu de la el. N-am mai... Dacă mai plătești și lumina și curentul și electricitatea și ce dracu mai vine la club, o să rămâi în fundul gol. În fundul gol? Da, vreau! Adică o să fiu insolubil, bre! Insolvabil? Păi și eu ce am zis? Uite, vezi cât de gravă e situația? Da. Am ajuns să împrumut cei mai buni jucători pe alte cluburi, ca să fără de bani pentru meci. Dacă nu-l câștig, sunt mort. Bă, tu ești idiot! Cum să câștigi meciul, bă, dacă dai cei mai buni jucători la alte cluburi? Cu arbitrii. De ce crezi că trebuie bani? Auzi, nu m-am promus matale cu niște bani și... Din economiile matale. Și ți-i dau înapoi câteva zile. Că dacă scăpăm de retrogradare, stai ca și intrați în Liga Campionilor. Și atunci începe lumea să întoarcă la stadion, să vie pe stadioane, să umple locurile, să... O să facem o căruță de bani, o să facem încasări fabuloase. Dar ce sunt fabuloase? Chiar de câteva sute de lei. Bine, bă. Își dau eu banii de lefuri, dar cu o condiție. Asta nu pot, bre. Nu pot să fac ce vrei, matale, acum. Că sunt și stresat, nu mai funcționează nici instalația. Dar promit că dacă câștigăm meșul, mă revanșez eu cumva. Nu la sex, mă refeream, obsedatule. Că ăsta am cu cine să-l fac. Cu cine? Cu Ema sau cu Van Damme?
Mărlane, nu fii idiot, că îmi pierde cheful de finanțare. Cu cineva. Dar nu poți să spui că dacă află scalțune, mă acuză de infidelitate. Îți dau banii cu condiția să spui că sunt exact de la scalțune. Așa o să zic, bă, că sunt exact de la scalțune. Uh-huh. Că de la el și sunt, nu? Cred. De unde ai aflat? Păi nu ești matale nevastă asta? Nu zice la lege așa, când ce e al lui e și al matale, și ce e al matale e și al lui, și ce e al lui e al e matale? Bine. E corect, e corect. Las-o așa. Mă duc să scop banii de la bancă. Mesca imediat și dă drumul la banii de lefuri pentru oameni. Și cum o să-i dau, o femeie? Mi-ai zis femeie! Știe, am eu că te dau pe brași de iubițel. Era o metaforă! Cum plătesc dacă sunt legat aici? Ha? O să te dezleg, disperatule! Nu te uita! Hai, trimite banii! Cum trimit banii? Tu ești sănătoasă la cap? Dar de fapt ce zic? E normal că nu ești sănătoasă. Că altfel nu sequestrai oamenii. Nu trebuie să mă duc la bancă să plătesc? Macaronare, te-ai impresia că s-a întâlnit șmecherul cu fraiera? Tu vrei să ajungi la bancă ca să ai de unde s-o tulești? Trimite banii de acelea online, așa cum faci pentru Sofica. Eu trimit banii lui Sofica de aici? Nu mă minți că te turnui, că ea mi-a zis. Ea ți-a zis? Exact! Trimite banii pentru lefuri, hai, imediat! Bine, dar cu o singură condiție. Ia uzi, care e? Trimiți banii, dar tu mă lași în pace o săptămână. Ce spui? Împa picioarele lefurile lor. Lasă să trăiască și fără bani, că sunt tinerii. Se descurcă ei. Melodie de la Voltaj. Ca la 20 de ani, fără griji și fără bani. Ah, ce melodii vârtoase au ăștia de la Voltaj. Toți, poftim. Ia, jumate acum, jumate după meci. Că ăsta e stilul meu. Nu, toți acum. Că e un renume prost și n-am chef de țepe. Eu renume prost? Poate nume prost, că mă cheamă Mârlanu, dar renumele e Ferdinand. Nume regal. Unde-ai văzut batale reși să dea țepe? Poate Vlad țepe și că ăla era țepa, ăla trăgea în țeapă, dar eu nu trag în țeapă. Păi ai văzut batale vampir? Bucălat, romele în obraj. Bine, dar să dea naiba să-mi faci vreo jumecherie, că o să am eu grijă să retrogradezi în divizia M, de la Mârlanu, Mârlane. Eu, Mârlan, te uiți la tine, bă. Au venit banii de leafă. Nu, bă, ăștia-s pentru... Pentru altceva, ăștia-s banii de leafă n-au venit. Pentru ce altceva, Mârlane? Vrei să o chem iar pe tanti? O chem degeaba, că știe ce graficul de plăți. Banii ăștia-s pentru arbitru. Care arbitru, mă? Ăla care tocmai a ieșit pe ușa acum. E indemnizația de sporul de toxicitate de la meci, de spor de noapte, care îi dă lui la... Păi da, mă, dar dacă a fost aici, de ce nu și-a luat și banii? De ce? Că ea nu i-a luat, că ea... Pii, să știi că i-a uitat. Ce fac? Domn arbitru! Să fică! Domn arbitru, veniți înapoi să vă luați banii! Da! Zi mersi, Mârlane, că ți-am făcut un serviciu. Că dacă era după tine, până duminică nu mai aveai ce să-i dai. Titer, focus, titer. Mă bucur că ați revenit la sentimente mai bune, domnule președinte. Revenit pe naiba, că dacă nu insistam eu, îi făceau uitați. Deci exact cum bănuiam. Jumate acum, jumate niciodată. Păi stai să vă explic. Dar nu-i nevoie. Uite, știu, e criză, lumea are nevoie de bani. Da. Eu chiar încerc să te ajut. Este. Da. Dacă, să zicem, renunț la tranșa asta de bani. Așa. Și îmi faci lipeala cu secretarea ta. Cu Sofia? Sofia o cheamă? Eh? Uite, dar ador Bulgaria. Simt deja că m-am îndrăgostit. Hai. Pare rău, dar nu pot. Dar dacă pe lângă bani ești,
ți-aș da și promisiunea că echipa ta va câștiga toate meciurile oficiate de mine. Că eu oficiez multe, că mă descurc. Ha? Dar e rău, dar tot nu pot. Justare, justare, domnule președinte, îmi place. Nu că-mi place, dar dacă aș veni cu o ofertă suplimentară, cu promisiunea că toate contracandidatele tale la obiectiv vor pierde meciurile arbitrate de mine. Ce zici? Ok, ok, să văd ce pot să fac. Păi ce faci? Păi jumătate acum, jumătate după. Păi ăsta-i stilul tău. N-ai zis tu? Ai zis tu, da. Mă, dracu, pui tu mie vorbe în gură. Cum dracu să fac pasta să cupleze cu arbitru? Au venit bani? Care bani? Care... Au venit? N-au venit. Adică au venit, dar n-au venit. Da, au venit, că m-a răzgândit că nu-i mai dau arbitrului. Nu-i mai dau, că voi sunteți mai importanți pentru mine, Soficu. Voi sunteți familia mea, făi. Mârlane, lasă vrăjala, că te cunosc mai bine decât îți cunoști tu buzunarele alea goale. Zici ce pui la cale? Nimic, făi, uite, ce-i dau ție? Ia-i tăi. Asta e, nu o să mai câștigăm meciul, dar măcar... O să fiți fericiți. Mârlane, dă-i naibii banii lui ăla. Nu-ți mai poate, că s-au obligat și retrogradăm și ne-am dus dracu și ne-am... Și ar mai fi o soluție. Ca... Dacă mă ajuți tu să-l îmbunezi puțin, mă, pe arbitru. Cum să-l îmbunez eu? Exact, îi faci ochi dulci, așa cum știi tu. Nu mult, vreo câteva zile, până câștigă meciul. Și dacă nu-i promova asta în Liga Campionilor, să nu zici mie, Mărlanu. O să te promoveze pe tine în Liga Campionilor la idioțenie. Cum dracu poți tu să-mi ceri mie să mă cuplesc cu ăla? Te faci numai făi, nu trebuie să ajungeți la babardeală. Numai câteva zile, până câștig meciul. Mă înțelegi? Și e și interesul tău, până la urmă, că dacă află scalțoare, ăla este după voi, făi. Mă înțelegi? Și atunci vine singur, mai trebuie tu să stai, să dai bani, să-l cauți, să afli pe unde. Și când o apărea, îi cere și banii de salarii. Să ai și tu să-ți cumpere acolo o agrafă, un ceai de slăbit, că te-ai făcut că-s croafa, iute, că să-ți iei un ceva, că scade părul, nu te vezi cum arăți. Du-te, dracu, sperie-l pe ăla. Ăsta, bârnică-l pe ăla. Te-a pus nemernica de hoașcă să mă faci să-l scop pe Puti din ascunzătoare, ca să pune aghiara pe el. Dar țeapă, idiotule, că nu sunt chiar așa de blondă. Și o să am grijă să afle amore când o să apară ce măgărie ai vrut să-i faci. Te aranjez eu, păt. 2-2-1. Sărbuna, tanti! V-am sunat ca să... Să zic că intră banii. Nu mai intră, bașoare! Că mi-au zis aia de la bancă că dacă scot acum, pierd o căruță de dobândă. Mai amână-i și tu puțin cu leafa, că sunt tineri, se descurcă-i și fără bani. Că așa zis Voltaj. Nu de asta v-a sunat, bre. V-a sunat ca să zic că Sofica are un admirator. Păi și normal că are, că e tânără, e frumoasă. Dacă nu avea, ne panicam. Păi și-ar trebui să vă panicați și acum. Că refuză cu hotărâre. Toate că tipul e tinerel... Atletic, plin de bani, ba mai colindă și Europa. Și când zic Europa, nu mă refer la Angro. Vai ce proastă e, păi și de ce-l refuză? Pentru că ea, tanti, să știi că încă mai speră la scalzoane. E fiar broș, cu aia al dracu să-i fie astăzi și mâine. E las că îl scoate din cap. Așa să faci, tanti, să-i scoți de pe peste tot pe unde-i intrat. De unde ai ăia, Mărlane? Banii? Da, banii. Am vândut... Ce-ai vândut, mă? Șuricul de pe tine, ce-ai vândut tu? Am vândut un fotbalist. L-am vândut, ăsta-i doar avansul. Serios? Mm-hmm. Auzi, și câți jucători ai tu la echipă?
Câte am? Am... cu tot cu rezerve 16. Păi ce faci cu atâția, mă, când ție trebuie doar 11 jucători în teren și 2 rezervă? Păi și dacă s-accidentează tutelarii... Cine? Titularii, tutelarii. Trăiește, mă, de joacă ei când joacă meci. Cum să se accidenteze, mărlane, când ei nici nu aleargă? Tu te-ai accidentat vreodată stând? De câte ori? Odată mi-am băgat degetul la asta așa adânc că mi-a ieșit ochiul. Să nu divagăm. Nu-i păcat, mă, să plătești atâția jucători aiurea pe criza asta? Mai vindești tu vreo 3-4 și ce încasezi, investești și ții restul echipei. Să investesc? Da. În ce să investesc, popasă? Uite mine, de exemplu, că eu sunt investiție sigură. Mărlane, dacă îmi dai banii de campanie, cum ești președinte, cum te pun ministru agriculturii? Tu-ți dai seama, o să ai mâncarea țării pe mâna ta. Da, mă, dar pe jucătorii care mi-au mai rămas nu mai au mare brânză, că e grași toți. Și atunci vinde la kilogram de-i măsa. Da, bă, dar grăsimea se vinde ieftin. Nu iau bani nici măcar că t-am luat avansul pe ăsta. Atunci dă-mi mie poia și gata. Nu pot, că trebuie să-i dau la un arbitru să scadă retrogradare. Lasă-mă că te rezolv eu și cu aia. Cum ești președinte, cum... Pupăzătul, dacă ești președinte, ești abia la anul. Eu dacă retrogradez, retrogradez duminică. Vrei să mă omoare Scalțone că i-a dus clubul de râpă? Și când vorbesc de râpă, nu vorbesc de la ratatul ăla de la Națională. Nu poți să te ajut, am surii. Bine, Chitră, dar să știi că te-ai lins pe bot de minister. Chitră ce ești! Am trei sau și pasă. Chitră, strigă Chitră. Dar de ce-l refuzi deșteaptă? Că e tinerel, e plin de bani și e și umblat prin toată lumea. Nu mă combin eu, bre, cu oameni din fotbal, că sunt golani. Ha, dar cu Scalțone de ce te-ai combinat? Scalțone e afacerist, pentru el fotbalul e doar un hobby. Dar dacă îți place atât de mult, de ce nu te combini matale cu el? Ce blondă ești, păi nu m-am combinat deja cu el, făi toanto, nu ești soțul meu? La arbitru mă refeream. Da, nu, ăla nu se poate, că nu se cade să-ți iau chiar toți bovnicii. Pe ăsta tinerel, plin de bani și umbla prin toată lumea, toanto... Ți-l las ție, ca să nu zici că s-o mătușica a dracului. Tanti, te agiți degeaba, că eu la Scalțone nu renunț decât când l-ai vedea mort. Asta nu se poate, că eu mai am nevoie de el. Dracu, ce furisită ești! Iar părea... Cu cine o semănă așa? Marlane! Vezi că-mi vezi proaste. Sofica nu-l vrea pe fluierica la al tău. Tu caută în continuare bărbățel... Că te premiez eu. Să știți că îmi pare rău, dar... n-a reușit să o conving. Da? Foarte rău, domnule președinte. Foarte rău. Asta o să te coste suplimentar, că m-ai lăsat să-mi fac iluzii. Păi dacă ar fi fost să iau bani de câte ori mi-am făcut eu iluzii, eram acum bogat ca... Iliescu. Bună ziua. Eu sunt arbitru de linie de duminică și m-a trimis centralul ca să... Ăsta era costul suplimentar de care zicea. Să vă plătesc eu. El n-a vrut să vă dea de n-ai lui, a? Mă dă, vă plătesc tot eu. Îmi pare rău, dar momentan n-am cash. Că i-am dat lui tot. Veniți mâine dimineață. Păi și mâine o să ai când ai timp să vinzi fotbaliști. Dar de unde știți că vă formaliști? Păi, lumea fotbalului e mică, domnule președinte, și veștile circulă repede. Da? E bine, aflați că nu mai vând niciun fotbalist, că nu mai e nevoie. Că am cont la bancă, dar e închis la ora asta. Ok, atunci ne vedem mâine. Făl, făl. Făl, fii cu mine. Ai furat? Nu, mă! Nu minți! Nu minți că citesc cu ochii ăștia doi blânji ai tăi de vițel, că ai furat! Mai te rănaibii cu cititul ăsta, că știi că ești tâmpit la română și eu la fel!
Da? Mă șantajează un arbitru de fotbal, mă. Mă șantajează să-i dau bani ca să nu favorizeze adversarul. Păi există vreun adversar pe lumea asta întreagă care să nu fie favorit în fața voastră, mă, Mărlane? Auzi, bă, tu ești milițean sau un cronicar sportiv? Moroc! Hai la secție să scriu o reclamație. Nu, că nu vreau să fie chestie oficială, nu? Vreau doar să-l prizi în fraglant ca să-l sperii și să ne ajute să câștigăm meciul de duminică. Bă, tu încerc mie să fiu șantajistul? Nu, mă, tu doar îl sperii ca să-l pui pe calea cea dreaptă. Faci o faptă bună, mă înțelegi? Și îți promit că dacă mă ajuți, toți banii care trebuie să-i dau lui ăsta, o să-i dau lui pupă să-l să-i cheltuie în campanie. Cu condiția ca să te pună și pe tine ministrul de interne. Și pe mine? Adică pe lângă ministrul ăsta de interne care e actual, să mă pui și pe mine, nu? Mărlane, hai mă, tu n-ai de gând, mă, să depășești stagiul ăsta de infantilism acut care te-a cuprins de vreo 900 de episoade? După, eu ziceam că să te pui și pe tine pe lângă mine, că și eu sunt ministru, eu sunt deja în guvernul lui, sunt ministru. Ministru incultelor. Exact. Ministru mâncării, bă, tâmpitule, zici, te bagi sau nu? Unde? În ministru, în... Nu-i nevoie, mă, Chiorete, că noi doar suntem prieteni, ne ajutăm reciproc. Dai mereu, uidu-mă, că ăștia-i bani inscripționați pentru mită, ceță! Da, da! Ha, 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 ce... Ha, ha, glumim, am făcut un spirit de glumă, da. Ce glumă, dracu. Mărlane, a venit și păgarul. Nu te pitește-te, Chiorete, să... Să intre! Dumneavoastră, de ce? De ce? Am venit după bani. Nu ți-am spus că o să te coste suplimentar? Eu, ești și pregătit. Mersi. Nu, nu, nu mișca, șantajistule, te găsesc. Ce-ai făcut, nenorocitule? Știam eu că nu trebuie să am încredere în tine. Au! E o confuzie. Ciorete, dai drumul. Bă, tu dai ordine la organ că te crap. Ai zis că doar că-l sperii. Mai ca să te conving să facem fraglantul, bă. Zi mersi că ai dat dovadă că ești un bun cetățean și ai salvat patria de un netrebnic. Mișcă, mă! Mișcă, netrebnic, șantajist! Mișcă! Păi, nenorocit, mă! Sănătate, am mare nevoie de matale! Târziu, mărlănele, târziu, că deja sunt luată. Nu pot să calc strâmb, că-mi luxesc căsnicia. Nu la nevoia aia mă refeream, bre, s-a întâmplat o nenorocire. Avem Chiorete la birou fix când îi dădea șpagă la arbitru. Și te-a arestat, tantălăule? Nu pe mine, pe el! Mare pagubă în ciuperci, că și așa nu a interesat pe sofica, doar ți-am zis. Păi tocmai ce e problema, că începuse să o intereseze. Azi dimineață, chiar, uite, mi-a zis să-i dau numărul lui de telefon, că vrea să-i dea întâlnire. Foarte interesant. Păi da, da, acum degeaba îl dau, că e în arest. Și n-are ce să-l scoată de acolo. E, n-are. Să rămână, tanti. Hai că dacă mă ajungi și câștig meciul, promit că vorbesc cu pupă să-ți dea un post de ministră în guvernul lui, că la asta lucrăm acum. Așa, ia zi, ți-ar place la tinerii și sport? Vreau la tinere și sport. Salut, sunt deștept de mama. Mărlane, a mai venit un arbitru. Mă sper să nu-i chem pentru mine, că-ți semne singur castrarea. Nu, dragă, nu. Păi cum să-i chem pentru tine? Eu chiar dau ordini să fie arestați ca să nu te mai streseze. Să... Ține-l de vorbă până chem eu poliția să-l aresteze. Hai, du-te că... Chiorete, eu sunt. Bă, ăla care l-a arestat nu era și păgarul adevărat. Sau, mă rog, era și ăla, dar nu era... De ăla am eu nevoie. Și păgarul de care ziceam, dar abia acum a ajuns la noi. Da, hai înapoi să-l săltați.
Vedeți că m-a sunat Mârlanu că a mai apărut un arbitru șpăgar. Arestați-l voi, bă, că eu trebuie să mă ocup de asta, de l-am adus acuia. Aha, mai bine zic că vrei să ne trimiți de aici ca să nu vedem noi câtă șpagă-ți dă ăsta. Mie? Și zi-lu Mârlanu că nu facem noi câte 20 de drumuri pentru fiecare amețit care îi cere lui bani. Că e criză și e benzina scumpă. Să ne anunțe când îi strânge pe toți și venim și luăm cu duba. Doamne, mare țăgrătina! Bă, vă sunteți complet, complet, tra-la-la? Mârlane, tu ești idiot? Da, da, de ce întrebi? Nu ți-am zis că nu mă interesează arbitrii tăi? Ba da, că Dani n-a mai încercat nimic. Cum dracu n-ai încercat nimic atunci? De ce mă ții cu ăla pe cap de 25 de minute? Păi ăla nu e arbitru care te place. Ah, mă ții pe cap cu unul care nici măcar nu mă place. Ziceați că nu e aici, domnișoară! Păi nici nu e, că e dus. Dar nu te mai preface că ai treabă cu el, că știu ce urmărești. Deci hai să lămurim dracu' odată cum stau lucrurile. Pe mine nu mă interesează persoana ta! Și nici a vreunui alt atârnător libidinos din fotbal. Ai înțeles? Da. Păi dacă ai înțeles, degajează terenul, că am stat destul timp împreună. Hai! Sofico, lasă omul, că a venit ca să... Ca să ai pe de unde să plece, vaia! Pupăză! Pupăză-i măta! Nu fără ăla-i pupăză, iotele-i! Pupăză? Tu te dai la mine? N-am nicio treabă cu tine! Cu Mârlanu aveam treabă, dar mi-ai stricat-o tu! Păi pentru treaba care ai avut-o cu mine, Mr. Pupăză, ești pasibil de părnaie. Păi port ilegal de uniformă, de arbitru, șantaj și etc. Eu pot să uit acest mic incident dacă faci și bătățește treburi. Rechte să bagi în guvernul ăla lumea tale câteva persoane pe care ți le enumăr. Baba, la Ministerul Tinerilor și Sportului, chiorete la Ministerul de Interne și eu la mâncare. La Ministerul de Mâncare. La Ministerul Agriculturii, mă. Aș trăi, Solomone, dar nu mă lasă incompetenții de la tine din secție, că arestează oameni nevinovați. Nevinovați? Da! Tocmai l-au arestat pe iubitul lui Sofica. L-au arestat pe Scalzone? Scalzone e iubitul meu, tantalaule! Adică nu, e soțul meu, cu acte. Iubitul lui Sofica e un arbitru de talie mondială, idiotule, care și-a făcut și el săracul un renume pe care voi l-a șterfelit arestându-l. Vă dați seama cum ne-ați făcut țărișorul ăsta, dragă, de râs pe plan mondial? Da-i vă taie guvernanții din leful, tantalaule! Da-i acuzat de șantaj și luare de mită. Mârlanu l-a denunțat. Idiotul de Mârlanu ar acuza pe oricine, orice bărbat care s-ar apropia de Sofica, că vrea în felul ăsta să-și elimine concurența. Că dacă Scalzone este soțiorul meu, are impresia că Sofica este singurică și disponibilă și s-ar da la ea. Idiotul! Eliberează-l imediat, că dacă Sofica nu se combină cu Fluerică, aia o să mi lea înapoi pe Scalzone. Și eu o să rămân singurică. Și ghiți cu cine am să-l înlocuiesc pe Scalzone. Două minutele să-i chem pe băieți, că la ei e cheia de la celulă. Așa. Ia zi-vă, șpăgar nenorocit. Eu, dar cum îți permiți? Taci că te târnui. Taci. Da. La ordin, șeful. Ne cheamă să o calmăm pe babă, căci că e nervoasă că l-anchetăm pe ăsta. Păi, dar nu noi l-anchetăm pe ăsta. Noi nici nu suntem aici. Nu? Dar unde suntem? Să-l arestăm pe celălalt arbitru. Nu ne-a trimis ăsta? Corect. Noi nu suntem aici, șeful. Suntem în misiune, în mașină. Nino, bă, că mă surzești! Nino. Ciorete l-anchetează șeful. Nino, da, chemați-l pe el. Nino. Mi-a zis? Ho, că mă surzești. Ce înseamnă asta? O să-și pune la cai, ca să stea pe loc. Ha? S-o fi gândit la mine ca la ponei. Așa mai merge. Îl eliberezi odată pe Fluerica sau te transformi în ponei? Puteți? Normal că poți, Solomone. Te călăresc până te nebunesc. Nu o să te crezi ponei zburător. E acolo! E acolo! Drept!
Și Mârlanul, ministru la slănină și cârnați. Taci, taci că nu mă din cauza ta. Taci cum zice. Așa trebuie. Auzi, Mârlane, acum că am făcut guvernul, nu-mi dai și mie niște bani ca să putem să pornim în viață cu drept, așa? Lasă tu dreptul și fă acolo componența lotului. Ăsta e a echipei, a guvernului. Deci? Poftim, madame! Ți-am adus și bițelul. Fresh, proaspăt, ca spus din celulă. Deci am avut dreptate, ea vrea să mi-l bage pe gât. Pe care gât, făine, zici tu că-ți place de arbitru? Eu am zis? Păi dacă am zis, înseamnă că așa e. Dar nu-mi place de ăla, îmi place de arbitru ăsta. Uite, băi, de pupă așa? Dar de când? De când s-a costumat așa, mă stârnește uniforma asta de arbitru. Și pe mine mă stârnește uniforma asta, adică asta! Glumește, băi, Sofia, tu ai nebunit? Pe care arbitru trebuie să arestăm Mârlanul, să rămână atât? Noi nu arestăm arbitrii, noi nu, era o glumă cu Mârlanul. Ce dor bună, bă! Dacă vreți să arestați un arbitru, luați-l pe pișpidică să înapoi, că nu mai am nevoie de el. Bă, bă, stați așa, cum nu mai e nevoie, dar ce faceți? Fără asta mai câștigă duminică și adio bani, adio finanțare la campania lui Pucuză, adio post de ministru la tinerii și sport. Eu am zis că nu mai am nevoie de el, dar am nevoie de el, deci nu-l arestați deloc. Dar dacă tot trebuie să arestați pe cineva, puteți să mă arestați pe mine, băieți. Nu, mulțumesc, vă mulțumesc mult. Să știți că meciul de duminică e ca și câștigat. Ce? Stai așa! Ai uitat că ne-a pus vorba? Care meciul de duminică? Stai să-ți aduc zid! Păi dacă treci până... Camila, să-ți aduc eu aminte care ne-a fost înțelegerea. Pupăzel dezechiparea. Ce? Nu! Stai că nu e ce ați creștut, tantălaule! Vreau doar echipă mică! Amuleu, șalom porul! Mă, da, tantălaule! Du-te jos, dezbracă și adă imediat echipamentul de arbitru! Să-l dezbrac eu? Da, făi, dar ne-ai zis că-ți place de el? Du-te acum, repede, cât îți dau voie, că dacă se trezește nu-și mai dau voie! Cât e ceasul? E ieftin, bă, cât are și încuietoarea stricată. E nouă, bă, vezi de câte ori te îngrijesc. Poate n-ai grijă, dar bine e să bagi oameni din guvern unde trebuie. Ce-am pățit, ce-am făcut? Ce-ai nimic, bă, te doare capul de la, de la calmante. Ți-a dat aia de la salvare să-mi te apuci iar crize, să sari pe geam. Păi ce, bă, tu te crezi Zeus? Ăla nu m-am filme, zbura, bă! Dite că trebuie să ajung! Fugi! Unde te duci? Stai, ia uite, ți-a deschis operația! Să le furesc! Ia-o pe scurtătură! Pedepsește-mă, rău! Cavaler al fluierului deosebit de intransigent, că am fost o jucătoare rea, că am intrat prin alunecare și am ieșit și apoi am intrat și iar am ieșit și iar am intrat și iar am ieșit și tot așa și de la spate arată-mi cartonașul roșu. Nu ai pe zevernicești, îl ai atic în pantaloni, scoate și arată-mi-l. Dacă nu vrei să te faultezi și pe tine. Ce zici? Nu vreau. Eu vreau. Eu nu. Eu vreau. Mă șantajează un arbitru din fotbal, mă. Și încerc să-i dau bani ca să nu favorizeze meciul adversarilor. Cu cine? Adversarii cu cine? Cu cine? Păi eu știu cu cine, ca asta mi-e bine clar.
Dacă știa, spuneam cu noi, dar nu știu nici cu cine ești. Vreau doar să îl prizi în fraglant casă de piatră. Casă de piatră. Și tot ce vă doriți, urăm tineri căsătoriți la anul și la mulți ani. Dar nu te mai preface că ai treabă cu el, că știu ce urmărești. Ce? 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 Ce că nu-i clar nici ei? Ce? Nici mie. Hai să lămurim lucrurile. Pe mine nu mă interesează persoana ta. Și nici avut un alt Arbitru. Pe care cât făi, n-ai zis tu că-ți place de arbitru? Am zis eu? Da. E, păi dacă am zis eu, înseamnă că așa e. Dar nu-mi place de arbitru ăla. Îmi place de ăsta. E o grădină zoologică, alături și mai fuge decât o maimuță. Ei nu știu că să sară cu ăla, să țină de margine la geam, să cadă cu tot fereastră. Puțin, băi, ieftin, trebuie ce închizătoare are. Du-ți, fugile! Ia, ce s-a deschis operația!